Ping-pong între Partidul Democrat și Procuratura Generală, formațiunea care n-are încă un lider, acuză Procuratura că ar fi sub influența politicului, sesizând o implicare a majorității parlamentare formate din PSRM și Blocul Acum. De cealaltă parte, Procuratura declară că denunțul semnat de cei 21 de deputați democrați nu corespunde cerințelor de formă și conținut prevăzute de Codul de Procedură Penală. Chiar și așa, Procuratura Generală i-a îndemnat pe deputații PD că au dreptul să depună un alt denunț care să corespundă criteriilor stabilite. Amintim, în august, deputații PDM au depus un denunț în care au solicitat Procuraturii Generale pornirea urmăririi penale pe faptul uzurpării puterii de stat de către președintele Igor Dodon, Maia Sandu, Andrei Năstase, membrii guvernului Sandu și deputații din majoritatea parlamentară. Potrivit denunțului deputaților democrați, în perioada 8-15 iunie, fără a avea niciun drept constituțional și legitim, noua putere a preluat puterea în stat, deși un șir de hotărâri ale Curții Constituționale arătau caracterul ilegal al acestui acțiuni. În același context, tot în luna august, noul procuror general interimar Dumitru Robu a dispus inițierea unei cauze penale pe faptul uzurpării puterii de stat în perioada 7-14 iunie 2019 de către Partidul Democrat.